Polițiștii de frontieră au oprit în trafic pentru control pe DN18 între localitățile Sighetu Marmației și Vadu Izei o mașină condusă de un arădean de 38 de ani, care era însoțit de un pasager. La controlul efectuat asupra mașinii, polițiștii de frontieră au descoperit în portbagaj sacoșe cu 1490 de pachete cu țigări ucrainene. Cei doi bărbați sunt cercetați pentru contrabandă, iar autoturismul în valoare de 38.400 de lei folosit la transportul țigărilor a fost indisponibilizat până la finalizarea anchetei. La rândul lor, polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Sighetu Marmației au observat lângă Lunca la Tisa doi bărbați care transportau de la malul râului Tisa spre interiorul țării colete voluminoase. Sancționat pentru reținerea acestora, însă contrabandiștii au luat-o la fugă. S-au tras și două focuri de avertisment, însă tot nu s-au oprit. Au lăsat în urmă 1470 de pachete cu țigări în valoare totală de 17.200 de lei. În cauză se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și trecere frauduloasă a frontierei de stat, la final urmând a fi luate măsurile legale care se impun.